Am ajuns la conferință, de regulă mergeam fratele Iuriel, dar el a plecat în altă parte, în România, și m-a rugat ca să merg eu în locul lui. Am fost numai sâmbătă, am stat până seara, dar știi ce m-a impresionat pe mine? Sora Rica este o capacitate în știința medicală, dar este o femeie a credinței. Când s-a terminat conferința, la sfârșit, a fost o invitație, cine vrea să-și predea viața Domnului și cine vrea să vină în față, să spună public dacă vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus după ce a ascultat mesajul. Și când a văzut, încep să iasă surori în față. A fost numai femei. Noi bărbații eram în minoritate. Eu și frate Daniel Drog și cei de la partea tehnică. Femeia aceasta s-a plecat cu fața la pământ. Eu n-am fost așa de impresionat de cele care veneau în față și își predau viața Domnului, cât am rămas de impresionat. Când femeia aceasta a văzut la sfârșitul conferinței, Dumnezeu a vorbit, și a restaurat vieți și Dumnezeu. Și când a început să iasă în față, ea s-a prăbușit cu fața la pământ. Pe mine m-a impresionat aceasta. Am zis, Doamne, aici este numărul care a harului Tău. Așa că data viitoare vă fac geloși pe voi, bărbaților. O, dar așa îmi doresc să fie o conferință a bărbaților în Austria. Îmi doresc. În România sunt, în Austria încă n-am putut să... Dar mă gândesc. Bun. Ne apropiem de cuvântul Domnului. Romani, capitolul 8. Astăzi este de la 1 la 17. Mă uit așa ca să nu vă țin nici prea mult. Simt îndemnul să citesc cuvântul Domnului ca să ne familiarizăm cu textul biblic, Romani capitolul 8, de la 1 la 17. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, că și lucru cu neputință legei, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițind din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu pe îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morți, dintre cei morți, locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Căci tot cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, vom fi și prosăviți împreună cu El. Amin. Mesajul de duminica trecută m-am referit la Romani capitolul 7. Vă să vă spun că eu trec foarte fugitiv peste pasajele acestea. Au ști cât de fugitiv? Numai din Romani capitolul 1, acum nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului, aș putea, sunt cărți scrise, cărți,
numai despre versetul acesta. Și o 17 versete, vreau să le acopăr în 45 de minute. Doar trec prin ele și mă rog ca Dumnezeu. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. El ia cuvântul lui și îl pune în inima noastră. Îl scrie în mintea noastră. Și cuvântul acesta nu se întoarce fără rod. Nu se întoarce fără rod. Duminica trecută am predicat din Romani capitolul 7, unde apostolul Pavel vorbește despre, arată relația creștinului cu legea și rolul legii în trăirea zilnică. În capitolul 7, legea sau sinonimele ei apare de mai, au fost amintite de cel puțin 30 de ori. Legea, legea, porunci, legea, porunci. Iar Duhul numai o singură dată, în versetul 6. Pe când în capitolul 8, care l-am citit, Duhul, lucrarea Duhului apare aproape de 20 de ori și despre lege mai puțin. Este un contrast vizibil. Este un contrast vizibil, rețineți, între neputința legii și lucrarea Duhului Sfânt. Și fiindcă nu ați fost toți duminica trecută și s-a ascultat predica ce înseamnă legea, legea sunt cele 10 porunci ale lui Moise, este Tora și tot felul de învățături și porunci omenești. Am rămas surprins că ieri, la întâlnirea pastorală, a fost un pastor din România, Costică Macoviciu, cu un bun teolog, și când a explicat învățături și porunci omenești, care eu am citit duminica trecută, el a spus că în greacă este această expresie este numită stihii. Stihii de naturii, manifestare demonică. Și el a spus în plenul conferinței cu păstori, cu slujitori, că poruncile și învățăturile omenești care îi despart pe oameni de Hristos și le arată o altă cale de mântuire decât jertfa Domnului Iisus, porunci și învățături omenești. Zice, sunt stihii, în spate sunt căpetenii. Nu este Duhul Domnului. Au rămas mulți mirați, cum și eu am rămas mirat, cum teologul acesta pentecostal a avut îndrăzneala aceasta să spună. Și îndrăzneala a luat-o de faptul că este scris în cuvânt. Și legea nu ajută cu nimic în lupta reală cu păcatul. Păi țineți, legea și orice și poruncă, orice și poruncă omenească și orice și învățătură omenească nu ajută cu nimic în lupta morală cu păcatul. Legea te duce la conformare, poruncile te duc la conformare, dar nu te duc la transformare. Nu te aduc la schimbare. Da, poți să te conformezi o viață întreagă unor porunci și învățături omenești fără să fii eliberat și să fii o făptură nouă în adevăratul sens al cuvântului. Sunt în viața aceasta sau în lumea aceasta, sunt schimbări reversibile și schimbări ireversibile. O schimbare reversibilă, lupul își schimbă părul, dar naravul, ba, șarpele își schimbă pelea, dar el rămâne șarpe. Pe când nimfa, ea se schimbă în fluture, într-o capodoperă, într-o frumusețe. Șarpele și lupul este o schimbare reversibilă, aceeași mărie cu altă pădărie, același om. Dar în altă biserică, pe când schimbarea ireversibilă este schimbarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Născut din nou și noi astăzi vom merge în cuvântul lui Dumnezeu și noi, eu îmi cântăresc foarte, foarte
mult cuvintele, unele le-am scris, altele care nu le-am scris și le spun, mi le cântăresc foarte mult, fiindcă sunt responsabil de sângele vostru dacă eu vă duc pe o cale greșită. Mântuitorul a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa. Intrați pe poarta cea și umblați pe calea cea, fiindcă largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare. Mulți oameni și mulți predicatori au limitat ușa și calea la porunci și învățături omenești. Și l-au scos pe Hristos din ecuație, că El e ușa. Dragilor, este atât de exclusivistă calea mântuirii, încât nu este sub cer dat un alt nume în care trebuie să fim mântuiți, decât numai numele lui Iisus Hristos. Și nu este o altă cale decât calea care a fost trasată de Domnul Iisus. El spune așa, eu sunt ușa, dar eu în același timp sunt și calea. Locuirea Duhului Sfânt în noi. Pavel, am citit, data trecută am citit despre lupta și despre faptul că fiare pământească, noi o moștenim, suntem, o purtăm cu noi. În lupta cu păcatul, legea nu ajută cu nimic. În lupta morală cu păcatul, și am citit Roman 7 cu 17, spune, și atunci nu mai sunt eu ce face lucrul acesta și păcatul care locuiește în mine. Roman 7 cu 20, Pavel spune, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu ce face lucrul acesta și păcatul care locuiește în mine. Locuirea Duhului Sfânt în noi, vorbesc mai rar, locuirea Duhului Sfânt în noi este atât eliberatorul nostru, cât și garanția înviere și glorificare împreună cu Iisus Hristos. Fiindcă spune așa, Romani 8 cu 2, legea Duhului, Romani 8 cu 2, în adevăr, legea Duhului dătător de viață m-a izbăvit de legea. La ce timp este a izbăvit? Locuirea Duhului Sfânt în noi, a Sfintei Treimi în ființa noastră umană, deși locuirea Duhului Sfânt în noi este eliberatorul de puterea păcatului. Nu poate să fie în universul acesta două autorități care fac același lucru. Două legi. Este legea Duhului Dătător de viață care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și mai departe o să citim. În versetul 11 spune, și dacă Duhul Celui este garanția învierii și a glorificării, și dacă Duhul Celui și-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel și-a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Este garanția glorificării, Romani 8 cu 17, am citit în pasajul acesta, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și posăviți împreună cu El. Romani 8 cu 23, care îl voi citi data viitoare, spune, și nu numai ea, firea așteaptă, dar și noi care avem cele dintre roadele Duhului, suspinăm și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului. Dragilor, rețineți, notați-vă, vă că se înregistrează, notați-vă, viața creștină normală, viața creștină rânduită de Dumnezeu și în gândirea lui Dumnezeu, cum trebuie să trăiască un creștin, este viața trăită în exclusivitate în puterea Duhului Sfânt. Viața creștină este așa de ușoară încât poate să o trăiască și un copilaș. Deși asta Domnul Iisus spune, lăsați copilașii să vină la mine. Așa de ușoară este, fiindcă sarcina lui este ușoară și el nu pune poveri prea grele pe umerii noștri. Dar viața creștină este un paradox, este așa de ușoară, dar nu poate fi trăită de către nimeni decât numai în puterea Duhului Sfânt.
Deci Duhul Sfânt care locuiește în noi este eliberatorul nostru. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, dar este garanția învierii și garanția glorificării. Prima secțiune, de la versetul 1 la versetul 17, se ocupă, deci Duhul Sfânt, descrie lucrarea Duhului Sfânt în eliberarea noastră, în locuirea Duhului Sfânt în noi, în călăuzirea Duhului în orice moment, confirmarea interioară că suntem copii al lui Dumnezeu și siguranța glorificare și înviere. Și acum luăm pasaj, mă uit, vreau să trec repede, chiar dacă nu voi reuși să termin. Romani capitolul 1 spune așa, acum dar, Romani 8:1, nu este nicio condamnare, au să înseamnă condamna. Nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Și duminica trecută v-am spus, punct, unele manuscrise se opresc aici, altele manuscrise fac o completare și explică de ce nu este nicio condamnare. Pentru faptul că oamenii care Duhul Hristos este în viața lor, pentru oamenii aceștia nu mai este nicio condamnare, fiindcă ei nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Acum trebuie să punem calul înaintea căruță sau căruța înaintea calului. Ei nu trăiesc, spune așa, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului, deci ei nu fac aceasta ca să fie Hristos în ei. Mă înțelegeți? Și datorită faptului că Hristos este în viața lor, rețineți, datorită faptului că Hristos este în viața lor, datorită faptului că sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu, ca o dovadă, ca o consecință normală. Știți că în universul acesta sunt legi fizice care nu pot fi desființate? De exemplu, legea atracției universale spune așa. Eu am în mână un obiect și dacă îi dau drumul, el este atras cu o forță în funcție de greutate și înălțime. Și dacă îi dau drumul la cheile astea de la apartament, ce se întâmplă cu ele? Dacă cineva dintre voi nu crede, dar nu aici, ferească Dumnezeu aici, poate experimenta acasă, să urcă pe fereastră, dar nu la etaj. Să fie parterul cât, măcar un metru. Și dați drumul și vezi. Dacă asupra ta funcționează, legea gravitațională, da? Sunteți toți convinși că acționează asupra voastră legea gravitațională? Tot așa, este și legea aceasta. Hristos locuiește în tine, Duhul Sfânt locuiește în tine, Sfânta Trăime locuiește în tine și pentru faptul că Sfânta Trăime locuiește în tine, tu nu mai trăiești după îndemnurile firii pământești. Amin? Simplu. Este atât de simplu încât poate să înțeleagă și un copil de 10 ani. Și el poate să vină la Iisus. Și eu nu-i opresc să vină la Iisus. Un copil de 10 ani poate să înțeleagă și să vină la Iisus și să-i spuie, Doamne Iisuse, eu vreau ca să trăiesc după voia ta și tu să fii în inima mea, să fii în viața mea. Și tinerețea lui și copilăria lui este închinată Domnului pentru însfințenie și neprihănire. Și el nu mai trăiește după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Fiindcă în lupta aceasta cu firea pământească, Pavel a spus, am citit în duminica trecută, n-avem nicio șansă. Nicio șansă. Nu s-a inventat în lumea aceasta nicio poruncă și nicio rânduială care să aducă eliberarea oamenilor de puterea păcatului și a morții. Singurul care poate să facă lucrul acesta este Hristos, Hristos este Dumnezeu Tatăl și este locuirea Duhului Sfânt în noi. Înțelegeți asta? E simplu. Mergem mai departe. Versetul acesta vine împreună cu Romani 5:1, unde spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. În Romani capitolul 8, versetul 1, spune așa, acum nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Faptul că noi nu avem nicio condamnare și nu este nicio condamnare, nicio osândire, nu se datorește nouă, ci se datorește
lui Hristos. Nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Ultima parte a versetului spune, am citit și vreau să mai spun încă o dată, deci pentru faptul că Hristos locuiește în ei, Duhul Sfânt locuiește în ei, Sfânta Trăime locuiește în ființa creștinului, în ființa ta și în ființa mea, nu mai trăiești după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. De ce credeți voi că Apostolul Pavel, preocupat de soarta creștinilor, de soarta bisericii, a spus la un moment dat, cercetați-vă pe voi înșivă, dacă sunteți în credință, în afară numai de fapt, dacă sunteți lepădat. Trăirea în vinovăție, în condamnare, datorită incapacității noastre de a respecta legea morală a lui Dumnezeu și tot felul de porunci și învățături omenești, nu eliberează de puterea păcatului, ci îi face vulnerabil. Este un carusel, este un ciclu, păcat, vinovăție, te ridici, te pocăiești, iar păcătuiești, iar vinovăție. Iar te pocăiești. Iar păcătuiești. Vreau să vă spun, condamnarea îi duce pe oameni în caruselul ăsta și în lantul acesta perpetu, păcat și condamnare. Condamnarea nu eliberează, condamnarea nu eliberează, vă spunem, nici predicele care îi condamnă nu eliberează. Mesajele penutive sau care îi condamnă nu eliberează, nu este vestea bună. E nevoie de ceva. Ca cheile, aceste chei să nu cadă la pământ, e nevoie de o altă forță mai puternică decât forța atracției universale care să le facă să se ridice sau să fie pusă în imponderabilitate. Mă înțelegeți? Dacă eu aș avea un magnet și le-aș spune când cheile au căzut jos și eu cu un magnet m-aș apropia de ele, știți ce se întâmplă cu aceste chei? N-am știut că voi folosi exemplul acesta, că astăzi vă aduceam un magnet și o bucată de metal, să vedeți. Știți ce se întâmplă dacă pun un magnet asupra cheilor? Ele se ridică de la pământ în sus, de la dușumea. E nevoie de ceva mai puternic decât legea, e nevoie de ceva mai puternic decât învățăturile omenești, decât îndoielile omenești. E nevoie de ceva mai puternic ca să se interpună și să rupă lanțul acesta al condamnării, căderii, condamnare, ridicare, condamnare, așa, viața creștină, sus și jos. Înțelegeți? Și acesta este Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Vine și spune așa, legea Duhului Dătător de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață este mai tare decât legea păcatului și a morții. Știu că pentru mulți dintre voi are sens ce spun. Are sens ce spun. Ce spun. Și voi zâmbiți la mine cum eu zâmbesc la voi, fiindcă am experimentat împreună cu voi. Ce înseamnă legea Duhului Dătător de viață care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții? Stăteam de vorbă cu cineva din biserică și nu spun numele. Știți ce mi-a spus el? Eu nu pot să înțeleg cum unii. Eu când m-am venit la Domnul și când m-am întors la el, am fost transformat dintr-o dată. Am fost eliberat dintr-o dată de toate, am fost transformat dintr-o dată. Dumnezeu a făcut în viața mea. Și eu nu pot să înțeleg pe unii. Nu pot să înțeleg. Că eu am fost transformat. El atâta de plin de bucurie că din josul acesta, din biserică, care este, voi vă întâlniți cu el în fiecare zi, în fiecare dată la biserică, vă întâlniți cu el și radiază de bucurie. Radiază de bucurie. Ar face pentru Domnul nu știu ce, ar face pentru Domnul, ar da pentru Domnul nu știu ce, dar nu ca să câștige ceva și de bucurie faptului că el știe ce înseamnă. Când ai venit la el, s-a întâmplat ceva, așa ceva s-a întâmplat. Știi ce s-a întâmplat? Ai fost născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu. Nicodim n-a putut să înțeleagă? Și așa de mulți astăzi se stăduiesc să înțeleagă.
Dar e ceva care trece dincolo de înțelegerea noastră. Da? Da. Este legea Duhului de viață care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și dacă te ești prins în caruselul ăsta, în peripetul ăsta mobilie, condamnare, ridicare, păcat, condamnare, ridicare, astăzi este vestea bună, este ziua care a autorită Domnul ca să vină Duhul Sfânt și să taie lanțul acesta și să rupă caruselul acesta sau perpetumul acesta mobilie, nu știu cum să spun. Știi ce înseamnă perpetum mobilie? Ceva care nu se oprește. Ceva care merge continuu și nu se oprește. Un ceas cu pendul ca să meargă, ai nevoie de baterii sau ai nevoie ca cineva să-l întoarcă. Perpetum mobilie, n-ai nevoie de nicio forță din afară. Aceasta este legea condamnării. Vom citi în continuare, în data viitoare când voi predica, că nu poate nimeni să-i condamne. Nici lumea, nici îngeri, nici viața, nici moartea, nici lucrurile de acum, nici lucrurile de viitoare. Nu poate să aducă nicio condamnare împotriva copiilor lui Dumnezeu în care locuiește Hristos și în care Duhul Sfânt locuiește. E nevoie de Duhul Sfânt. Reține, dacă te chinui cu ciclul acesta, condamnare, ridicare, iar împăcătuire, iar condamnare, ai nevoie, e nevoie ca să intervină acolo legea Duhului Dătător de viață, Duhul Sfânt. Și așa este vestea bună, dragilor, așa este vestea bună. Este soluție. Nu mă refer la păcate morale. Unii se referă, zicea, eu exact ca și fariseul care se ruga alături de oameni. Și, Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt prea curvar, nu sunt așa, nu, nici măcar ca vameșul acesta. Poate să fie vorba de mânie, poate să fie vorba de neiertare, poate să fie de o imagine proastă despre tine. Poate să fie o imagine mai înaltă, decât, o părere mai înaltă decât tine, decât se cuvine despre tine. Poate să fie mândrie, amărăciune, păcatele sfinților. A pocăiților. Pocăiții se ferește de păcatele morale. Și foarte bine, extraordinar. Nici nu vă recomand. Auzi, eu nu vorbesc astăzi despre păcat. Nu cumva voi să vă gândiți că eu acum vorbesc despre păcat și aveți dau libertate de păcat. Nu știu când începe postul Crăciunul, cred că o fi început, dar sunt zile în care de dezlegare de pește. Eu nu am niciodată dezlegare de păcat. Preotul anunță dezlegare de pește. Păstorul, eu ca păstor niciodată nu anunț dezlegare de la păcat. Fiindcă Biblia vine și spune clar, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Am vestea bună. Ciclul acesta, condamnare, dependență de păcat. Auzi, cine spune o minciună, trebuie să spui a doua ca să o acopere pe prima. Trebuie să mai spună una mai gogonată ca să le acopere pe celelalte două și așa mai departe. Fiindcă el trăiește în minciună. Și cine trăiește în condamnare, rețineți, cine trăiește în condamnare, are o sete nebună ca să umble în condamnare. El este planificat genetic să umble în condamnare. Fiindcă condamnarea nu te eliberează de păcat, condamnarea te afundă tot mai mult în păcat. Și în luptă împotriva păcatului, Pavel am citit data trecută, și știți și astăzi? Nu este nicio șansă. Nicio șansă. Singura șansă și vestea bună este legea Duhului de viață. Mă uit la voi. Voi îmi zâmbiți, știți de ce? Am spus, frate Ilie, ce predici, eu am experimentat. Ce predici, am nevoie și am găsit soluția. Am ani de zile de când caut soluția. Și astăzi, am găsit soluția. Duhul Sfânt mi-a vorbit și mi-a spus soluția. Vreau să vezi lucrarea terminată de la cruce, harul lui Dumnezeu. El nu te îndemn să pregătuiești, însă vreau ca să vezi dragostea Lui. Vreau să te uiți la cruce, fiindcă Dumnezeu nu ți împută păcatul. Dumnezeu ți împută neprihănirea. Am explicat ce înseamnă a imputa. Dumnezeu nu ți împută păcatul. El ți împută neprihănirea. Iisus Hristos a fost făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și destinul vieții tale nu este ca să trăiești în condamnare. Și viața creștină normală nu este viața trăită în condamnare, în puterea păcatului. Și viața creștină normală, exact cum spune Dumnezeu lui Avram, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Ori când înțelegi că Iisus Hristos a fost făcut neprihănirea ta și ți este imputată neprihănirea, și când descoperi frumusețea umblării în neprihănire, noi români avem o vorbă, să te picuie cu ceară, nu? Nu știu la ce se referă, dar știți expresia asta, nu? Să te condamne la moarte ca să renunți la Hristos și să trăiești în păcat. Pentru o clipă de plăcere a păcatului ești gata să plătești cu viața. Dar dacă nu ai revelația neprihănirii care se capătă prin credință, te joci cu păcatul. Umbli în condamnare. Dumnezeu nu ți-a imputat păcatul. El nu spune despre tine, ești un păcătos. El nu spune despre tine, destinul tău veșnic este, din potrivă, uitați-vă la biserica din Corint. Noi nici pe departe nu ne asemănăm la moralitate, biserica pe el. Noi suntem sfinți depus în icoană față de biserica din Corint. Și Duhul Sfânt, când se uită, spune către sfinții care sunt în Corint. Da, poftim. Balaam a fost plătit de Balac ca să vină să defaime pe Israel. Ei în vale păcătuiau, ieceau tot felul de năzevănii, Dumnezeu îi pedepsea, trimitea șerp absolut. Și Dumnezeu când se uită de deasupra, nu Balaam, Dumnezeu când s-a uitat, zice, ce frumoase sunt corturile tale, Israele. Nu văd nici nelegiuire. Nu văd nici nelegiuire în Israel. Nu că ei nu, dar Dumnezeu nu le auză, Dumnezeu în bunătatea lui și în dragostea lui. Și de acolo când îți dai seama cât de mult te iubește Dumnezeu, și când de multe te auzi cât de mare este dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, te duci din locul acesta cu o decizie așa de importantă pentru toată restul vieții tale. Fiindcă Biblia vine și spune, ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, că cei vor fi. Vă știți că sunt oameni flămânși însetați după păcat? Biblia spune. Dar spune mai mult. Dar este o altă categorie de oameni care sunt flămânși însetați după neprihănire. Tu ești neprihănirea mea, noi de tine avem, eu de tine am nevoie. Tu ești neprihănirea mea. Și eu mă rog Domnului ca Dumnezeu să pună așa foame și sete după neprihănire în viața mea, copiilor, nepoților, în viața bisericii. Am simțit așa de dragi, așa de scumpi. Vă vorbesc despre niște lucruri atâta de simple și atâta de înalte. Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru sine. Auzi, Dumnezeu a plătit un preț pentru tine care nici nu, spune, Biblia vine și spune, nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărat, ci cu însuși sângele scump a Domnului Iisus. A fost răscumpărat trupul. Vă știți ce înseamnă hedonism? Este hedonismul creștin. Hedonism înseamnă că dacă îmi face mie bine și eu mă simt bine, înseamnă că nu-i păcat. Da. Dacă mie îmi face bine să răsucesc iarbă și să o fac așa, hedonism înseamnă să-mi satisfac eu. Dumnezeul lor este pântecele. Și una din poezii spune, pântec, pântec, lasă-mă să-ți cânt un cântec, știi? Da. Hedonismul secular este hedonismul secular.
dar hedonismul creștin este mai pervers, iertați-mă că folosesc cuvântul acesta, decât hedonismul secular. L-am transformat pe Dumnezeu într-un bancomat, într-o societate de caritate, într-o stație de salvare, de urgență, un spital de urgență și o sală de reanimare și apelăm la El doar când avem nevoie. Dar El toate le face acestea. Toate le face, slăvit să fie numele Lui. Dar scopul principal este că tu ai fost chemat ca să trăiești tu slava și gloria Lui. Iar într-o perioadă critică în istorie și Dumnezeu zice, l-ai văzut pe neprihănitul meu. L-ai văzut pe neprihănitul meu. Știi despre cine e vorba? L-ai văzut pe neprihănitul meu și Dumnezeu când se uită la tine. Știi ce spune Olimpiu? L-ai văzut pe Olimpiu? El se teme de mine. El umblă în neprihănire. Ești pentru slava lui Dumnezeu. Rușinea este, păcatul este rușinea popoarelor, dar păcatul este rușinea personală a oamenilor, a familiilor, dar păcatul este rușinea. Păcatul n-aduce decât rușinea. Cristina, iartă-mă că trebuie să umbli după mine. Iartă-mă. Tu realizezi aceasta, dragul meu. Că ești chemat ca să trăiești pentru neprihănire și pentru toate ciclurile de căderi și de ridicări din viața ta. Astea sunt cheile mele. Auzi, ai căzut 3 zile de post, Doamne, întorcă-te. Doamne, îți promit că niciodată nu mai fac ce am făcut. Până data viitoare. Și data viitoare iară. Știi? Dar este nevoie, și nu că este nevoie, Dumnezeu a venit cu soluția, este legea Duhului de viață. Este Duhul Sfânt care vine în viața omului, vine în viața credinciosului și rupe această legătură perpetuă a păcatului și alege păcatului și a morții din viața oamenilor. Mă uit aceasta, aș vrea să mă apropie de încheiere, nu voi termina predica. Versetul 2 spune, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci Luca, versetul 3, capitolul 8 spune, cu neputință legea, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, temințind din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care întâim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Poți să trăiești, sunt două destinie. Poți să trăiești după îndemnurile firii pământești și roadele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Dar poți să trăiești după îndemnurile Duhului. Este o alegere. Domnul Iisus spune așa. Nimeni nu culege roade bune dintr-un pom rău și pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face. Nu poate. Întreabă, zice, culeg oamenii struguri din mărăcini și smochini din... Niciodată. Este fire pământească și îndemnurile firii pământești. Este Duhul Sfânt și îndemnurile Duhului. Biblia este foarte categorică. Cei care trăiesc după îndemnurile firii pământești, ce spune? Voi trăi sau nu voi trăi? Voi muri. Cei care trăiesc după îndemnurile Duhului au viață, au viață. Versetul 3 spune că și este cu neputință lege. Ca să ne izbăvească de legea păcatului și a morții, Dumnezeu a osândit păcatul, a trimis pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului.
El a luat asupra lui, este substituire, a luat asupra lui păcatele întregii omenie și păcatele mele. S-a făcut păcat pentru mine. Și expresia aceasta, lucru cu neputință legii. Ce înseamnă că lucru cu neputință? Nu poate face. Nu aduce nici îndreptățirea legea și nici sfințirea. Și pentru faptul că legea nu a putut aduce nici îndreptățirea, adică să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se impute neprihănirea și nici sfințirea, legea nu operează, este cu neputință legea să aducă neprihănirea. Știi ce înseamnă neprihănit? Dumnezeu când se uită la tine, Nicule, te vede așa de sfânt și de curat ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Așa te vede El. Adina, tu înțelegi? Dumnezeu când se uită la tine, te vede așa de sfântă și de curată ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată, fiindcă sângele lui Iisus Hristos te-a spălat și te-a curățit de orice păcat din creștet și până în tălpi. Dar nu numai că te-a sfințit odată, dar tu trăiești o viață sfântă, o viață neprihănită, pusă deoparte pentru Dumnezeu. Deci este sfințirea pozițională și este sfințirea practică. Iar legea păcatului și a morții ne-a izbăvit de legea Duhului Dătător de viață, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții și este modul de sfințire practică. Nu doar pozițională, juridică, ci în mod practic. Și vă să închei cu un exemplu. Sterică, Ierimiciuc, vecinul vostru de acolo așa, din Bărdujani, din Suceava. S-a pocăit. El nu a fost un bețiv. Nimeni niciodată nu l-a văzut beat. Dar Sterica avea o mare plăcere să petreacă în cârșmă câte 3-4 ore. Venea de la serviciu, nu avea copii, lucra pe șantier și mergea în cârșmă. Lua un pahar, mă dădea și la altă, dar plăcerea lui era să stea acolo în atmosfera aceea. Nu era nici vorbăreț. Așa, un mucălit, era scotea, știi? Dar lui plăcea să stea acolo. Și Sterica s-a pocăit. Lucram la șantierul bisericii și alături un vecin, Arcadiu, deschis o crâșmă și acolo stăteau oamenii și petreșeau, știi? Și Sterică zice, eu nu pot să-i mai înțeleg pe ăștia. Zice, frate Ilie, în fiecare zi stăteam în crâșmă, niciodată n-a fost beat. Dar era o plăcere deosebită pentru mine să stau în crâșmă acolo în atmosfera aceea. Deci acum nu-i mai pot înțelege. Nu-i mai pot înțelege. Deci dacă ar ploua cu băutură, eu aș deschide umbrela ca nu cumva să mă picoie, nu că să scot limba să mă picoie, să nu pierd nicio picătură, știi? În viața lui, el a explicat, așa cum o știu trebuie să înțeleagă teologic, cum Duhul Sfânt a intervenit și l-a eliberat de legea păcatului și a morții. Știu că multe domenii ați experimentat așa ceva. Dar mai sunt alte domenii care astăzi le aducem și spunem din momentul acesta, 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 eu mă supun neprihănirii pe care o dă Dumnezeu, mă semeresc și mă supun neprihănirii pe care o dă Dumnezeu prin credință și las libertatea Duhului Sfânt să lucreze în viața mea, să mă elibereze de orice poveri, de orice păcat. Și pentru tot restul vieții mele, de acum înainte, trăiesc în neprihănire, trăiesc în neprihănire, trăiesc liber de păcat. Liber de puterea păcatului. Nu că nu putem păcătui, nu că nu suntem ispitiți în multe feluri. Dar puterea păcatului a fost ruptă. Puterea păcatului a fost sfântă. Avem putere asupra păcatului. Poți să iei decizia să te împotrivești păcatului. Poți să spui nu păcatului. Poți să spui nu, poți să spui nu. Dacă ești tânăr, poți să fugi de poftele tinereții. Tinerul pleca. Dacă ai probleme cu internetul, puneți, cumpărăți, cumpărăți. Dacă nu ai bani, îți dau eu bani să-ți cumperi un program care să-ți pui pe laptop sau pe telefon, dar sunt gratis. Setează-ți căutare sigură.
Puneți căutare figură pe internet. Și nu mai poți accesa nimic. Dar dacă vrei altceva mai sever, care trebuie să plătești, eu sunt gata să plătesc pentru tine. Dacă vine la mine și spune, frate Ilie, mă costă programul 150 de euro, vreau să fiu liber și vreau să fii alături de mine, eu îți dau bani, poți să spui pe telefon sau să spui, ca să nu mai poți accesa niciodată. Niciodată. Am pasă de sufletul vostru. Fiindcă eu voi da socoteală într-o zi. Înaintea lui Dumnezeu. De fiecare. Cum vă învăț? Fiindcă Biblia spune așa, să te mântuiești pe tine și să mântuiești și pe cei care te ascultă. Am vestea cea mai bună, legea Duhului de viață. M-ai izbăvit și pe tine te izbăvești, pe mine m-ai izbăvit. Pavel spune, este la timpul trecut. El spune, el a spus, o, nenorocitul de mine, cine mai va izbăvi de acest trup de moarte? Și mulți s-au opresc acolo. Dar mulțumesc și adusea lui Dumnezeu, spune el. Și mai departe vine și îmi spune, acum dar, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Aș vrea să închei cu Iuda versetul 24 și versetul 25. O, Doamne! Îmi pare rău că n-am terminat predica, dar nu-mi pare rău că n-am terminat-o. Duhul Sfânt nu mai dă voie să mai departe. Aș vrea să încheiem cu aceasta. Ne ridicăm și citim. Este benedicția. Apoi vom citi și 2 Corinteni 13 cu 14 la sfârșit. Iar aceluia, hai să citim la persoana întâia singulară. Iar acelui care poate să mă păzească de orice cădere și să mă facă să mă împărtășez fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul meu personal, să fie mare, slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți veci și acum și în veci. Amin. 2 Corinteni 13 cu 14. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu toți, cu voi, cu toți. Amin. Aici este împărtășirea Sfântului Duh. Să ai părtășie cu Duhul Sfânt. Să ai părtășie cu Duhul Sfânt. Este legea Duhului Dătător de viață. Să ai părtășie cu Duhul Sfânt. Și să lași ca legea Duhului Dătător de viață să opereze în viața ta. Da? Să opereze în viața ta. Să-ți conducă viața ta. Ne rugăm cu toții.